Morning Glory, Morning Glory. Fujimor. Și Fujimori. Uite cum avem noi plăcerea deosebită, de altfel, pentru că dacă spui plăcere, trebuie să spui deosebită. De obicei așa este în limba română. Dacă vrei să... E ca și cum ai ridicat degetul mic în sus când bei o cafeluță. Dacă spui plăcere, spui deosebită. Și îi spunem cu o plăcere deosebită, îi spunem bună dimineața și, bineînțeles, abia așteptăm să-i spunem la revedere, doamne noastră Maria Popovici. Bună dimineața! Bună dimineața! Există și alt mod de a bea cafeaua fără degetul ridicat? N-aș zi, adică n-are sens. Dacă e o ceașcă prețioasă, personal n-am cum altfel. Da, și mai ales dacă ai și unghiuță, cât de cât, adică e păcat. Normal. Sunt tradiții care se pierd. Clar. Cum e peștele ăsta pe care l-ai găsit aici în studio. Adică dacă ai educație acasă, ai educație oriunde. Am încercat să-l pun pe televizor, dar nu mai stă pe televizoarele astea noi. Noi am făcut unul special, am avut odată un concurs la... pentru un brand românesc de televizoare, adică erau din alea cu tub, și s-a relansat acum sub formă de plasmă și am zis că trebuie să facem un pește de plasmă și chiar au fabricat special pentru concurs, dădeau premiu televizor și dădeau și peștele ăla care se prinde pe un ecran îngust, foarte drăguț, cu mileu frumos din plastic. Soluții există. Asta zic, că dacă vrei să fie elegant, da, asta nu e. Se vrea. Dar până una alta ne bucurăm că ești aici, ai avut și premieră, cum a fost la premieră, ai avut emoții, ești anxioasă sau mi se pare mie? A fost foarte frumos la premieră, am avut mai multe premiere, am început la Cluj, după aia București, Constanța, Craiova, Timișoara, colegii mei au fost aseară la Oradea. Da, am avut emoții așa puțin, că nu știam care va fi reacția publicului și după aia ne-am emoționat când am văzut reacția publicului. Suntem niște pămpălăi toți în continuu. Da, stai, rămâi, adică îți place să faci poze cu fanii? Îmi place foarte mult să fac poze cu fanii, dar trebuie să-ți recunosc că e pentru prima oară când văd... Eu n-am știut că atât de cunoscut este Mircea Bravo. Înainte să lucrez cu el, nu îl cunoșteam atât de bine, știam de el, dar nu ne urmăream reciproc sau el minte că mă urmărea, mă rog. Și acum că petrec mult timp cu el, observ că este efectiv la nivelul de superstar și nu mă așteptam la un val atât de mare de fani, de oameni care să vină să facă poze. Dar fac mai mult cu el, asta nu? Și asta te enervează. Asta e interesant, că stau cu Costel și cu Mircea Bravo acolo la Spider să facem poze unde e, mă rog, afișul acela mare cu noi și toată lumea stă lângă Mircea și eu stau cu Costel într-un colț și mai apărem și noi în poze din când în când. Da, e frumos. Da, te enervează ceva când vin oamenii să facă poze cu tine? Adică uneori ești forțată să faci poze? Nu mă simt niciodată forțată să fac poze. Mi-e foarte rușine să refuz. Am avut momente când n-am putut pur și simplu să fac o poză și m-am simțit după aia vinovată. N-am putut să trec peste, că am zis nu. E mai nasol în spații închise? De exemplu, în avion ai făcut poze? În avion am făcut adesea. Ok. Am făcut adesea poze și în avion. Într-adevăr, uneori am un pic de anxietate, dar până la urmă se pare că m-am descurcat. Crezi că avioanele n-ar trebui să mai aibă elice? Cred că dacă e nevoie de elice, aș prefera să fie elicea pe ele, dar eu nu mai pot cu avioanele astea ATR. Înțeleg că trebuie să existe, dar am teribilă anxietate. E foarte mic acel spațiu. E mai mare anxietatea când călătorești cu Costel, că știi că nu te poate ajuta la nimic, ba mai degrabă tu ar trebui să-l ajuți pe el? Absolut, 100%. Este absolut îngrozitor. În primul rând, există două viteze la Costel, ori doarme, tun, orice ori ar fi, ori nu tace. No, niciodată. Și cum îl preferi? Dormind, nu? Depinde și de starea mea. Dacă am anxietate, prefer să vorbească cu mine. Și culmea, fix atunci doarme, presupun. Fix atunci doarme, evident. Da. Nasol, s-a întâmplat ceva? De unde ai venit ieri dimineață? Nu știu, dau un exemplu. Așa, e bine să vin la radio. Ieri dimineața am venit de la Timișoara. Și? Ai fost singura vedetă din avion? Vedetă, da, singura, dar mai era și Costel acolo. Măi, nu, culmea, mai era și o altă formație. Deci se pare că era și Dani Mocanu cu formația sa, cu cântăreții. Cum se Pink numește? Floyd, sau cum se numește cum formația? Cum se spune politică? Da, Pink Floyd. Play. Formația. Play. Da, așa. Da. Și erau acolo și întâmplarea a făcut să beau apă, să am nevoie la toaletă și m-am dus în spatele ATR-ului pe care îl iubesc și am avut oportunitatea să fac foarte multe filmulețe cu dedicații pentru... m-au rugat colegii lui să fac filmulețe cu dedicații pentru soții, pentru cumnată, pentru... Și am făcut, fiindcă nu-mi place să refuz. Familii mari, înțeleg. Familii, da. Arborescente, da. Da.
Și cam atâta, nu? Cereri de prietenie ai primit? Măi, no. Să știi că nu ți-aș spune niciodată. Da. Ce drăguț, ce drăguț. Te-au complimentat măcar? Da, chiar. Măi, mi-au zis doamnă la un moment dat. Oho, da. Doamna Maria? Da, da, da. Deși sunt domnișoară acum. Ei știu că ești divorțată sau? Măi, cred că și-au dat seama la un moment dat, fiindcă nu aveam verigheta. După ce? Adică ce? Nu mai aveam verigheta și ei imediat se prind, știi? Că sunt și ei artiști și cred că au văzut, da. Dacă ar fi să-ți faci roast, asta un îndreptar pentru tinerii care acum lucrează să bat la porțile stand-up-ului, unde ți-ai da? Adică care este călcâiul lui Arhile aplicat la Maria Popovici? Adică unde doare mai tare? Unde se înfige ironia mai adânc și mai adânc? Când se prinde lumea că-s proastă, acolo mă doare. Că eu am chestia asta de pare așa că sunt no inteligentă. No hands, n-am zis nimic. Deci așa... Misoginul de Exarcu n-a spus nimic. Poate să pară că se deșteaptă și mă fentez treaba și lumea foarte repede se prinde că nu-s deloc deșteaptă și acolo mă doare când se află. Ai exemple? Adică s-a aflat deja sau crezi că e pe cale să se afle? Deci azi dimineață, eu locuiesc la 15 minuțele de distanță de studioul vostru și am plecat de acasă cu, cred că, 2 ore înainte și am ajuns aici și am stat în fața clădirii. De exemplu, ăsta e doar un exemplu, dar mai am, aș mai avea. Da, sunt momente care ai simțit că universul n-a fost corect față de tine? Măi, să spunem că am tras de multe uși pe care scria împinge. Asta e primul semn, da. Da, da. Ai intrat cu capul în sticlă? Da, bineînțeles. Dar cum altfel? Ai căzut? Măi, nu. Mă pot să rămân în picioare, că sunt obișnuită, că mi s-a întâmplat des, știi, și am... Da. Dai cu capul de mobila suspendată în bucătărie? Nu, dar dau cu degetul mic de marginea patului. Frecvent? Același, întreb. Când își revine... Poți să ne-l arăți? Până când își revine, dau din nou cu el. Aproape nu mai am deget mic la picior. Vă arăt. Păi, da, e degetul din ce în ce mai mic. Câte nevoie să ai de degetul mic? Da, chiar la ce folosește ăla? Mai dat dracu, da. Echilibru e foarte bun. Știi tu? Păi da. Ți-ai dat la degetul mic? Și, apropo de complimente, că, na, mă rog, am văzut pe Instagram, ne dăm inimioară reciproc din când în când, dar, clar, ai muncit foarte mult și... Nu știu, era... Acum primești altfel de complimente decât primeai înainte sau... Nu, simți că ceva s-a schimbat? La fel de multe complimente. Ai slăbit foarte mult, ești într-o formă extraordinară. Mulțumesc. Am văzut că muncești ca un animal la sală. Mulțumesc. Scuze pentru sală. Îmi place foarte mult să merg la sală. Întotdeauna mi-a plăcut mult să merg la sală, dar într-adevăr acum am pierdut și niște kilograme și se vede o altfel de diferență. Doar că ca să pierzi kilograme nu trebuie să mergi la sală, trebuie să mănânci mai puțin. Că eu la sală am mers mereu. Da. Și de obicei făcea greșeala să mănânc și la sală, nu? Sau... Să mănânc tot. Mie îmi place foarte mult mâncarea, nu știu cui nu-i place. Doar că, na, e greu să te abții, dar, na, dacă vrei să pierzi kilograme, asta trebuie să faci. Și nu asta să faci la sală. Acum? Mă încerc să mă abțin, încerc să fac fasting, de exemplu, mi se pare că ajută foarte mult și să mănânc mult mai puțin zahăr și să beau extrem de rar alcool, ceea ce e greu. Asta vreau să te întreb, de băut mai bei? Mă, nu prea, nu, și mi-e dor așa, adică m-aș îmbăta. Auleu. Da, m-aș cam îmbăta așa. Dar să posteze mult pe Instagram, că ea asta face. Da. Da, când servește? Da. Pune story-uri, multe story-uri pe care a doua zi le șterge. Da, și ulterior spune nu mai beau niciodată sau nu mai postez niciodată, dar revine în forță de fiecare dată. Da. Deci vă cunoașteți. Da, păi uite. Ați filmat și la o emisiune care... Am filmat, da. Cam acum un an când vorbeam eu eram în vorbe cu Ramone. Mm-hmm. Nu, mai pe la începutul anului, da. Acum câteva luni am filmat, da. Dar separat, nu ne-am întâlnit. Ea a filmat cândva, eu altcândva, nu ne-am văzut. E nasol, da. Ne-am întâlnit doar pe platou prima dată să ne împărtășim anxietățile legate de ceea ce se întâmpla pe platou. Există reacții, știi, ca la teatru de copii. Când oamenii intră în atmosferă, unii fie cred și participă și te ajută, îți spun, vezi că e lupul în spatele tău, mm-hmm, îi spun scufițe roșii. Mm-hmm. Alții spun, hai domnule, fugi de aici, nu mai minciuni, nu mai povești pentru copii, nu mai minciuni. Sunt oameni care au sentimentul că de fapt îi minți la stand-up, că inventezi poveștile alea, că nu sunt chiar adevărate, nu chiar așa s-a întâmplat?
nu sunt chiar adevărate. Ele pornesc de la un sâmbure de adevăr și se transformă într-un balaur în capul nostru și apoi se transformă în material de stand-up, dar nu sunt adevărate. Dar am oameni, mi s-a întâmplat foarte rar, să am oameni care să o ia foarte în serios, știi? Tu să încerci să fii ironic, să-ți pui materialul acolo, să faci o glumă și ei să fie așa după aia, bă, dar nu are cum, nici așa. Dar n-ai încercat să rezolvi nu știu ce. A, deci a venit cu niște comentarii, cu feedback. Așa, să o ia în serios. Simți că sunt ăștia care rup rafturile de subdezvoltare personală din librării, aia care citesc... E foarte posibil să fie aceeași. Nu m-am gândit până acum, dar acum m-ai luminat. Ăia cred că sunt. N-ai cum să citești și... Adică n-ai cum să te uiți și la stand-up și să ai timp și de dezvoltare personală, că nu intră în programă, din ce înțeleg. Adevărul e că acum realizez, chiar există cărți de dezvoltare personală, nu? Și sunt oameni care cumpără cărțile alea să se dezvolte personal. Tot felul de cursuri. Cu cât mai scump, cu atât mai bun. Mi-a scris o femeie pe internet la un moment dat un comentariu că de ce femeile când divorțează au dezvoltare personală, nu știu, s-a exprimat într-un fel și am răspuns și am zis, doamnă, dar eu personal sunt foarte dezvoltată. Se legă asta cu dezvoltare personală, în ce sens? Da, chiar și mâncatul mi se pare că e tot o formă de dezvoltare personală. Că, bineînțeles, te poți dezvolta oricât în funcție de cât mănânci. Iar slăbitul e chiar sub dezvoltare personală. Exact, vezi? Totul se leagă. Ai ofuri? Dacă ar fi să cânti muzică lăutărească, ai începe cu ceva? Ai avea un cântec preferat? Adică despre ce ai cânta? Of, jale. Ah, dacă am eu un of. Supărare, da. Mă, sunt destul de supărat, așa că trebuie tot timpul să spăl rufe și să le atârn și nu mai vreau. Asta m-ar durea. După aia trebuie să le strângi pe fiecare în parte, să le pui în dulap. Eu asta nu mai pot. Simt că mănâncă sufletul chestia asta și sunt tot timpul prea multe rufe. Cum pot fi prea multe rufe? Acum nici soț nu mai am. De unde toți sunt rufe? Sunt la fel de multe rufe? Sunt la fel de multe rufe. Eu cred că erau ale mele și când eram căsătorită. E posibil. Altfel nu înțeleg cum sunt atâtea rufe. Asta își face un cântec de jale despre rufe. E, da, dacă vreți să ne ajutați, că avem și ceva special pentru voi, 0729001122, cântecul vostru de jale. Despre ce ați cânta dacă ar fi să intrați în zona asta de of, de cătănie, de jale, de necaz, de dragoste, de rufe, de spălat cu mâinile, spălat la mașină, gândită, nu mai zic de uscătoare, pentru că uscătoarele boțesc hainele în ultim, nu sunt ceea ce par. Mă, eu pun la uscător, pun lenjeria. Ești mulțumită? Da, sunt destul de mult. Să știi că mi-am dat seama că am lăsat uscătorul pornit exact acum că ai zis asta, trebuie să scot rufele. Eu și cum se oprește descurc până te întorci? Bă, eu sper că da, acum mi-am dat eu seama. Eu sper să nu, că dacă le lași prea mult, prind un miros nasol. Prind și miros? Da. Câte lucruri trebuie să mi se mai întâmple în viața asta, că nu mai suport? Revenim, uite-o biciclist, revenim imediat. Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Nori. Și uite cum pe dor și jale, așa ne-am gândit să facem și un concurs repede înainte să aflăm de ce a divorțat Maria Popovici. Dar... Asta. Ce plec eu acasă de la radio asta și nu mai vin niciodată dacă ce vorbim în pauză. Și imediat o să ieșim cu telefoanele aici în față să vă arătăm cum a parcat Maria Popovici chiar carnet în față la Rock FM. Dar ce contează, sigur că da, scuze găsim. Dar altfel știm să facem mișto de ăștia care parchează aiurea. Dar pe de altă parte însă avem un concurs foarte frumos și un concert foarte frumos la care Rock FM este partener. Așa că de asta v-am îndemnat mai mult să ne spuneți de dor și jale ce ați cântat voi în ziua de azi. Deci, mai presus de conexiuni, viteză de download, peers și pixeli, pentru Vodafone tehnologia înseamnă oameni și societate. Hai să ne conectăm la viitorul ăla bun. Așa, viitorul ăla bun e la Sala Palatului pe 19 noiembrie. Simeon Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătasă și Vodafone, care e partener al acestui concert, pentru că Vodafone crede în România tuturor românilor. Deci avem o invitație dublă la acest concert, plus 100 de euro să vă luați și voi ceva înainte sau să vă scoateți franțuzoica la un suc după concert. O baterie de vin, un sifon, cum se făcea pe vremuri. Și de asta zic că totuși mergeți cu jalea, nu? Cu ofu la masă, la Sfânta Masă și plecați veseli și destinși. Și de asta v-am rugat frumos să ne scriți la 0729001122 oful vostru, cum ați cântat voi cântece de dor și jale, frunză verde ca mohorul, iar au scumpit ăștia vinișorul. Mamă, ce mai jale, toate sticlele sunt goale. Of, pe uscător eu pun rufele de zor și le scuturi și le întind zi de zi. De zi, clocotin. Mă rog, asta este balada Mariei. Mulțumesc. Da.
Așadar, ia-mă doamnă, strângem neamul, mi s-a blocat Instagram. Dar să mai încercăm totuși, uite că avem și un cântecel și asta e un plus, să așa spunem. Deci... De mamă cu biciun tata, o, că nu și-a pus ascravata. Ce specific! Frumos! Asta a fost personal! Asta e domn director! Da, da. Bravo! Frumos! Se numește ascultătorul Andy, așa că îl felicităm, îl sună nenorociții de la marketing, îi dă biletele, îi dă banii și dus a fost la Simeon Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătasă. Bravo vouă, bravo nouă, gata, mai avem și mine concurs. Mai presus de conexiuni, viteză de download, peers și pixeli. Pentru Vodafone, tehnologia înseamnă oameni și societate. Hai să ne conectăm la viitorul ăla bun. Așa. Și acum vorbim despre, rămânem cu invitata noastră, Maria Popovici, care deja regretă enorm că s-a... Și-a uitat trufele la uscat. Da. Dar uite ce, dacă nu veneai aici, cine știe unde Dumnezeu te duceai și cine știe ce tâmpenii făceai cu uscătorul ăla. Măcar ești aproape. Ai venit, în loc să te duci la mama dracu, cine știe pe la ce radio de proastă factură. Da, da, mai bine aici. Nu? Mai bine aici. Asta aici poți să am încredere că ce vorbim în pauză, nu mă întreb după aia în timpul emisiunii, e altfel, știi? E cu totul altfel. E cu totul altceva, altă aici atmosferă, da. Și voiam să te întrebăm ceva ce cred că nu te-a mai întrebat nimeni. De ce ai divorțat, Maria? Foarte Popovici? Bună întrebare. Ca să înțelegeți, dragi ascultători, noi în pauză am vorbit despre frustrarea mea în care oamenii mă întreabă deschis asta ca și cum aș spune vreodată public ceva atât de intim. Și sunteți după aia spion, început, domnule Putin? După aia a început emisiunea și da. Uite, hai să zic chiar de ce am să vorbesc despre asta, pentru că e un... Mă rog, în general, abuzul față de intimitate și abuzul față de oameni pare justificat pentru că tu ești persoană publică, ai ales asta, nu? Nu ți s-a spus? Suport îndură acum. Da, uite, ai vrut asta, ei, iată, acum stai și nu te mișca atunci când noi dăm cu cartofi în tine. Ce și cu întrebări tâmpite. Poate să fie doar de bine? Da. Că asta e și asta, îți convine doar dacă e de bine. Nu-ți convine? Da. Du-te înapoi. Mie îmi place la nebunie asta cu a, când vă zice cineva de rău, nu vă mai convine. Normal, de ce să-mi convine? De ce să-mi convine de rău? De ce să-mi convine? Convine sau ce doar de bine că tot om sunt. Bun, cum e să fii persoană publică și cum e să fii întrebată sistematic de armate, de oameni total lipsiți de, și de bun simț, și de inteligență, aș zice eu. Da, zine, Maria, pe bune acum, serios, deschideți bă larg baierele sufletului și spune-ne, de ce ai divorțat, fată? Băi, este surprinzător cât de... Și tu nu vrei. Este surprinzător. De ce nu vrei, Maria? Unii oameni mă și ceartă și îmi zic, da, ne-ați lăsat așa cu ochii în soare și nu ne-ați dat nicio explicație. Și am răspuns la cineva la un moment dat și am spus că da, într-adevăr, în calitate de președintele României și prima doamnă, chiar datoram explicații țării. Dar poate oamenii își ghidau existența în funcție de relația voastră. Măi, și acum au rămas repere existențiale. Posibil, da? Posibil, na. Dar până cum ar fi să te apuci să spui... Și sincer, hai să vă spun ceva. În exclusivitate la Morning Glory. Da. Nici măcar nu e așa interesant. Nu e ceva interesant să zici, bă, da, s-a întâmplat, nu știu ce, mamă, ce știre, ce nebunie, ca după aia să poți să bârfești. Nu e atât de interesant. Mai bine, nu mai bine vorbim despre alte da, lucruri. Da, ai divorțat doar tu sau a divorțat și el? Băi, culmea... Culmea reciproc. Am da? Fost la notar împreună, după aia am ieșit la o cafea, am vorbit. Da, chiar asta am făcut. Ne-am dus la notar, am divorțat, durează 30 de zile să se pronunțe divorțul, ne-am dus din nou la notar, am zis că nu ne-am răzgândit, ne-am dus după aia la o cafea, el și-a luat și burger, eu mi-am luat doar cafea, a plătit el nota. Ce frumos! Da, și după aia... Este plătit un burger. Uite, cineva a punctat foarte bine, zice că ai divorțat pentru că erai măritată. Așa, bă! Există și oameni care chiar înțeleg. Da, bravo, se așa poate. Este, se care pare. E următoarea cea mai imbecilă întrebare pe care o primești? Și în calitate de femeie, pentru că lumea văd că nu mai a uitat de feminisme și de chestii din astea. În continuare îți bușește ușa în nas și îți pune întrebări îngrozitoare, băi, aproape ca la autopsie. Oamenii câte chile am slăbit, ca și cum sunt la măcelărie, nu știu, așa mă simt. Când te întreabă cineva câte chile ai slăbit sau câte chile te-ai îngrășat, mă simt ca și cum sunt la măcelărie și mă cântărește cineva. Serios. M-a întrebat cineva odată la o emisiune TV dimineața, o femeie, mi-a zis, câte chile ai slăbit? Nu știu, îmi venea să luăm un cântar, să o punem pe Maria, să o măsurăm. Să ai punem... implanturi, ia. Măi, nu, dar o să-mi pun la dinți, cred, în curând, că am o măsea care lipsește. Nu mai găsesc, nu știu ce dracu s-a întâmplat. Și acum știți de ce am divorțat. Da.
Ai pierdut-o la partaj, Maria? A, mi-a cerut și o măsea de la partaj. Dinte pentru dinte. Corect. Uite, da. O întrebare de la cineva pasionat de arta filmului, dacă știi cum îi cheamă pe toți scenariștii de la filmul Moartea în vacanță. Uite un biciclist. Tibi Codorean, Sergiu Floroaia. Ah, Sergiu. Da, Sergiu. Aha. Ce chestie. Și el a lucrat. Fascinant, da. La film. Și de asta, de asta o să plec și nu o să mai vin niciodată aici în viața mea. Vezi, Sergiu, ce n-ai făcut? Că te-a pus dracu să întrebi tâmpenia asta. Are și un semn de... Are un smiley pus acolo. Dar s-a întâmplat ceva? Sergiu? Da, nu, nu, da, e o întrebare de la el, dar am pus-o eu așa, am dat-o anonim. Dar Sergiu nu doarme sau ce? Nu. A, da, și să nu uităm, clar. Writers Cristi Ilișoan? Nu, Cristi Ilișoan este regizorul, ca să știți. Deci greșit. Greșit cine a scris aici pe IMDb. Deci Cristi Ilișoan a regizat, Mircea Popa, adică Mircea Bravo, ne-a dat bani. Și a jucat în buzunarul propriu și personal? Din da? Buzunarul propriu și personal. E așa bogat? Trebuie să vă spun... mai bogat decât mine un pic. Da. A, da. Eu dau air fryer, dau bilete la Simeon Bogdan Mihai. 100 de euro. 100 de euro din când în când le dau așa la oameni. Dragilor, nu au avut sponsori. Nu au avut și a costat mulți bani acest film. Deci eu când sunt plecată cu Mircea Bravo acum cu promovarea filmului, îmi comand doar ce-i mai scump la restaurant. Mi se pare normal. Doar ce mi-au și... Deci îmi iau doar ce vreau eu. Și el să facă poze. Da. Îmi place la nebunie, pentru că m-am prins care mulți bani și o să profit. Foarte bine. I-am zis pe 22 noiembrie ziua mea, i-am spus de multe ori, i-am repetat, vezi că pe 22 noiembrie ziua mea și sper să ia ceva, știi? Doar așa, nici să n-am nevoie de lucrul ăla, doar să simt că am mai cheltuit niște bani, Mircea Bravo. Ce cadou își dorește Maria Popovici? Mircea Bravo. Am o listă întreagă, dar sincer, deci mi-aș dori Polaroid de la, nu știu cum se cheamă, știți da, ce zic? Instant, așa, da. Nu știam dacă pot să zic. Am avut unul și l-am dat cadou și acum regret și vreau altul. La partaj? Sau? Nu, l-am dat nepoțelului meu. Ah, nu, totul, nu totul s-a dat la partaj. Și probabil că l-a aruncat deja de la balcon. Asta e chestia, cred că nici nu i-a postat și l-am dat ca fraiera. Dar sunt scumpe consumabilele la ala. Da, ce să fac? Vreau unul. Păi da, vreau să-i cumpere Mircea Bravo filme pe un an întreg. Da, așa, vreau exact, să-mi cumpere așa. Să le ții la frigider. Ce să mai vreau? Sincer, aș vrea cadou bani. Vreau să-mi trimită lumea bani în cont și atât. Uite, vezi, aici noi suntem împreună și noi avem această da. Taxă modică de participare la emisiune, la participare pus? Afectivă. Da, e 400 de euro. Eu, 400, eu n-a vrut nimeni să dea mie? 200. Păi nu, și de la invitați mai. Adică dacă nu ți-a spus Ramona, îmi pare rău. Am înțeles. Da. Bine, păi haideți că... Dacă vă dă o fugă până acasă, că asta da, e aproape. Da, și da. Și scoți și haine din uscător. Da, ca să nu se împută. Da. Cu ocazia asta. Și ce altceva, ce alte cadouri ți-ai mai dori? Crăciunul e important pentru tine? Crăciunul e foarte important pentru mine. Îmi place foarte mult Crăciunul. Faci brad? Fac și brad. Naturel gătesc. Sau mai naturel îmi place. Naturel. Știu că și mai miros brazii, apropo. Nu ai văzut că pare. Ăștia străini, ăștia finlandezi sau nu știu, vin de undeva, mm-hmm. care sunt foarte frumoși, dar nu... Nu sunt ca nu roșiile miros, românești. Nu? Da, exact. Da. Nu lasă zeama aia, știi, în care poți să... Nu sunt ca... Întingi cu pâine, nu? Întingi, da, da. Nu poți să întingi cu pâine după brazii ăștia neozelandezi sau de unde vin ei. Nici nu se mai împut, că știți, la un moment dat, bradul natural se împuțea. Dacă începea să în februarie... Păi da? Am găsit-o noi pe Ramona, nu mai țin minte. Gândeam că cum mirosea bradul. Da. Nu se împuțea bradul. Bradul dacă ții prea mult... Dacă ții în apă, dacă... normal că putrezește. Păi da. Dar nu-l ții în apă. Păi da, dacă ții prea mult... Așa. La un moment dat pute. Stai mă, tu până când ții bradul? Și unde-l țineți? În cadă? Eu n-am mai făcut brad natural de foarte mult. Maria, iartă-mă. Ce problemă? Nu, vorbeam de cadouri. Nu mai interupe pe așa, ce mai doresc? Haine. Ce haine? Orice haine aveți de dat. Dacă aveți haine pe care nu le mai purtați. Păi nu te-ai plâns, voi, Maria, că sunt prea multe haine la spălat? Da. Da. Da, are o plăcere să spele rufe în continuu. Da, în continuu. Continuu. Da, dacă da. Aș avea foarte multe, n-ar trebui să le mai spăl așa de... Le-ar schimba, l-ar purta o dată și l-ar da mai departe. Mi se pare deci normal. Ar trebui 365 de bluzițe, da, 365 de cămașuțe, 365 de rochițe, 365 de pantaloni. Și 365 de fustițe. Și fustițe, da. Că poate porți fustițe. Nu știi da, niciodată. Nu știi niciodată, exact, să fii pregătit. Da. Nu mai zic de dresuri. Dresuri, alea se și rup. Alea când le tragi pe tine, ți intră unghia în dres, s-au dus dresul.
Da, 365 de haine de iarnă, 365 de haine de vară, de minute de iarnă. Păi da, iarnă. Păi de ce? Stați așa, deci mai trebuie echipament nou de schi, vreau alt echipament, gata cu echipamentul ăla, că nu mai-mi place. Da. Schiezi? Okay. Da, schiez. Foarte prost. Combinezon, schiuri, legături, tot, nu? Nu, schiuri am toate astea, îmi trebuie, deci echipament vreau. Dar nu vrei și niște schiuri? Nu că am schiuri și sunt noi. Am pe bune, dacă tot stăm aici la ce-și dorește Maria Popovici, ia mă și niște schiuri. Dar n-am nevoie de schiuri, lasă-mă niște. Dar ia doar niște schiuri, te rog. Băi, mult. Nu v-am mai certat. O cască nouă de schi, ochelar, noi de schi, ce mai doresc? Aici ar trebui să investească Mircea Bravo, că astea scumpe. Da. Da, mă, dar știi care e chestia? Mircea Bravo nu e iubitul meu. Auzi, dar știi care e chestia? Eu îți dau altă idee. Filmați un, faceți un film iarna la schi. Mm-hmm. Și legată echipamentul. Da. Recuzită. Recuzită. Da, da, bună chiar. Idee. Bă, ce idee. Moartea în vacanță la munte. Da, corect. Moartea în vacanță pe schiuri. La munte, la mare, a fost. Perfect. Ce vezi să mai doresc? La mare? A, îmi place. Deci vreau să primesc lumânări parfumate și săruri de baie. Eu sunt nebunită după chestiile ai astea. Ai cadă, adică? Am și cadă, am și duș. Vin, o să-ți arăt. Că stau aproape. Bă, Mihai, să vină, că la el e oprită apa caldă. Avem apă caldă, să știi. Aveți, okay, avem. Și da, așa. Da, sunt, bun, ați înțeles, asta e lista de, da, de cadouri pentru Maria Popovici, valabil și pentru maneliștii care ne ascultă. 22 noiembrie, da. Imediat după concertul lui Simion Bogdan Mihai de la Sala Palat. Dar ca să înțelegi cam cât de atenți sunt și ascultătorii, a întrebat unul, ci că Maria Popovici a divorțat de Sergiu Floroaia. Da, de Sergiu am divorțat de mult, dar acum am divorțat de Mincu, dar mai întâi divorțasem de Sergiu Floroaia. Da. Și ai de Sergiu? Nu mai țin minte că îmi șcui gheapă Mircea Bravo. Da, cu Mircea Bravo te-ai împrietenit înapoi, nu? Am înțeles, da. Da, după ce am divorțat. Hai să confuzăm pe toată lumea, să se vrea știri de aici. Așa, de cine a divorțat de fapt și de câte ori Maria Popovici. Da. Acum, există și subiecte cu care nu glumești? Eu? Da, care sunt prea dureroase. Te-a bușit plânsul vreodată pe scenă? Nu, dar m-a bușit plânsul acum, la una din premiere, la Craiova. Eu nu sunt obișnuită să am copii în public pentru că fac stand-up și materialul nu este curat și acum filmul este pentru audiență generală și așa mai departe și a venit o fetiță cu un desen pentru mine, pentru Costel și pentru Mircea. A desenat 3 desene cu noi, cu afișul. Și m-a bușit foarte rău plânsul și nu puteam să plâng, că erau oameni la coadă să facă poze și m-am abținut enorm să nu-mi dea lacrimile. Mi s-a părut foarte drăguț. E la fel de rău ca atunci când faci pipi pe tine? Nu, când faci pipi pe tine e mult mai rău. Foarte rău. Atunci nu poți să stăpânești lacrimile. Doamne, când faci, știi când aterizează avionul și durează până când ajunge în aeroport? Mi s-a întâmplat de curând, oribil a fost. Aproape m-am gândit, bă, dar și dacă fac? Aia e. Cât de rău poate să fie? Aia e. Și atât despre mine. Pampers și-mi mai doresc. Dar asta nu e bună. Nu e bună. Nu bună are, deloc. N-are nicio treabă. Nu, e un ascultător rău. Care nu are bani de cadouri, în sensul ăsta. Ai vreun ritual secret înainte de stand-up? Nu am niciun ritual secret înainte de stand-up. În funcție de momentul din viața mea și de locul unde am spectacol, uneori mă panichez. Așa? Dar pur și simplu, mă ia panică. De ce? Mai deși am avut adică unde te panichezi mai mult? Te panichezi la Cluj mai mult decât la Călăraș sau... Nu, la Călăraș mă panichez un pic mai mult ca la Cluj. La Cluj e simplu, e super public, sunt foarte de treabă. La Călăraș nu știi. Dar de fapt... Dar nici ei nu știu. Măi, să știi că de fapt sunt mișto, doar că facem de foarte puțin timp show la Călăraș. Nu știam la ce să mă aștept. Atunci m-am panicat. A, chiar ai fost la Călăraș? Am fost de 2 ori, au o casă de cultură absolut superbă. Mai arată incredibil, nu glumesc. Ți-e teamă că ar putea inteligența artificială să te lase fără job? Pe mine, sigur. Pe mine curând o să mă lase inteligența. Orice altă inteligență o să mă lase pe mine fără job foarte curând. N-am ce să fac, asta e, v-am zis. La, voi ce citiți? Mesaje de la ascultători? Nu, stăteam așa. Da, pur și simplu. Știi că sunt momente, de ce lumea la radio trebuie să vorbească în continuu, să dea ritm? Păi nene, și în viața reală, și în compartiment. Mai stai. Da, mai stai, te mai uiți pe geam. Să ne apucăm să bârfim acum, tocăm pe toată lumea. Deci am aflat și de ce a divorțat Maria Popovici de Sergiu Floroaia. Da. Așa că... Pentru că Mircea Bravo. Da. Doamne ferește. Băi, vă dați seama că ascultă și oameni care poate chiar o să o ia în serios. Ce facem? Am văzut și pe Instagram oricum că, de fapt și de drept, ți-ți plac misoginii. Că asta a fost... Așa? Păi, da? Păi nu da. Ai postat acum. Da, am postat acum, da. Păi a anunțat Maria Popovici pentru că, da, sunt de fapt, motive secretul... Pentru... Da, spune.
Spune tu. Sunt atâtea motive pentru care am divorțat că nici nu știu pe care să-l aleg. Uite, am postat acum pe Instagram, voiam să fac un story cu Ramona și a intervenit domnul exarhu să se bage în seamă cu noi și i-am zis că de fapt eu eram îndrăgostită de el, aia s-a întâmplat. Da. Deci aflați aici în exclusivitate. E atât de simplu. Da. Da. Sunt fel și fel de motive pentru care am divorțat. Dar principalul a fost roșcatul. Da. Care adică roșcat? Eu. Așa se spune lui Rădvi. Ah. Da, da. Mi-a zis o fetiță de mult. Mai e roșcatule. Înțeleg. Pentru că eram roșu la față, nu. Am înțeles. Asta am vrut, eu am da, da, nu, de la ce. N-aveam altceva. Nu, nu, atât. E cel mai simplu așa. Maria, îți mulțumim foarte mult că ai venit. Mulțumesc din suflet. Niciodată în viața mea nu mai vin aici. Dar ce s-a mai întâmplat acum? De ce începem cu reproșurile? M-am hotărât acum că nu mai vin niciodată în viața mea nu mai vin aici. Dar ce am făcut? Dar ce am făcut, șefa? Zi tu, Ramona, am făcut noi ceva? Eu nu mă bag. Eu trebuie să îmi păstrez neutralitatea. Dar de ce? Vreau să fiu elvețiană. Da? Da. Poate să fie elvețiană la Magic FM, să trăiești acolo, magia Crăciunului. Ia să vezi tu ce... Ești aici, aproape. Da, da, e aproape o ușă distanță. Vă fac cu mâna de după geam? Da, da. Hai să vezi tu cum e. Doamna mama lui Morning Glory! Tanti. Tanti. Tanti mama lui Morning Glory. Da, da. Morning Glory nu vrea să se joace cu mine. Da. Maria Popovici, îți mulțumim. Merge să vedeți filmul. Mulțumesc frumos. Moartea în vacanță. Joacă și Costel. Din păcate. Așa este. Așa este. O să vă placă foarte mult de Costel, vă garantez. Dacă mergeți la film, o să vă placă mult, mult, mult de tot de Costel. Serios. Da, și de Maria Popovici. Mai mult de Costel. O să vedeți. Mergeți la film. Da, mai mult de Costel? Mm-hmm. Serios? E filmul lui Costel. E filmul lui Costel, e bine rău de tot Costel și e, o să vă placă la nebunie. E mai bun decât Mircea Bravo? Măi, da, culmea. Incredibil. Și în continuare lumea face poze cu Mircea Bravo. Dar stai mă, că Mircea Bravo e și el foarte bun, doar că Costel este excelent actor. Asta e chestia. Mircea Bravo nu e actor, dar uite, a încercat și a făcut niște filme și să știi, îți spun asta, a fost super receptiv la tot ce l-am învățat eu și cu Costel legat de actorie. Foarte, foarte. Deci adică Costel... nu și-a luat lumea în cap. Nu, numai că nu și-a luat lumea în cap, eu n-am văzut niciodată pe cineva care să fie atât de deschis, să nu se supere la nimic, că noi am tăbărât un pic pe el și am lucrat cu el și l-am avut și pe Mincu ca și acting coach pe toată perioada filmului și a fost super mega ascultător și o să ajungă din ce în ce mai bun. Serios, vă zic asta acum despre el. Deci urmăriți-l pe Mircea Bravo, o să fie din ce în ce mai bun. Da, normal. Da, e așa. Așa este. Bine, o să mai facem o încercare, o să mai invităm o dată pe Maria Popovici într-o, mă rog, ultimă, dar disperată încercare de a afla de ce Dumnezeu a divorțat totuși. De Sergiu Floroaia. Drag, de Sergiu Floroaia. Mare drag, da. Spun. Și care a fost treaba cu Mircea Bravo. Pentru dar despre asta abia așteptăm să-i spunem la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, Maria Popovici, să primești cât mai multe cadouri. Cât mai mulți bani. 22 noiembrie, vă rog din suflet. Ajutați-o și pe Maria Popovici. Vă mulțumim și noi vă spunem la revedere și bineînțeles abia așteptăm să vă spunem bună dimineața. Și vă lăsăm cu formația vocal-instrumentală Moses cu piesa Cozy Got Me, practic speranța rocului românesc care acum este la lungă. Morning Glory, Morning Glory, ce urât miros chiorii!